la 1848 și că Avram Iancu este un contrarevoluționar pe care noi n-ar trebui să-l stimăm în istorie. Da, de fapt, aici contextul istoric e foarte important. A fost un poet mult mai târziu, Adi Endre, care a spus cam aceeași, că Transilvania nu poate să rezistă Ungaria fără Transilvania. Și, dar el a fost, cum se spune, el a fost proiectat în special spre Occident, numai ca fiind cineva care a fost preocupat cu interesele normal de dreptul roman. Și aici a fost un fel de joc. Este ceva cu context istoric aici care e foarte interesant. În perioada Revoluției, așa, cu Kossuth, Statele Unite, care a fost foarte încă fricoși, din cauza a fost unul dintre foarte puțin republici în lumea și foarte puțin democrație. Și Revoluția aceasta a fost numele și chiar a fost realmente spre republicanism și democrație. Dar democrație exact ca oriunde, așa, ca în Grecia Antică, în care democrație e frumoasă pe spatele sclav. În Statele Unite, noi am fost foarte entuziasti, chiar President Taylor atunci a trimit un emisar să facă o recunoaștere formală a acest Ungaria. Dar el a ajuns acolo și n-a fost făcut și după asta a prăbușit. Problema a fost că noi n-am văzut ce a fost politica națională și chiar dacă noi am știut asta foarte bine, mi se pare că n-ar fi făcut orice deosebire cu abordarea noastră atunci. De ce? Noi am avut acei fel de șovinism. Noi am avut aceeași fel de abordare spre indienii roșii și negri atunci. Și atunci ce a fost pentru noi cel mai important și ce a fost văzut de lumea a fost acest rebelion care a fost democratic în un anumit fel, nu pentru toată lumea. Și aici este o explicare, din cauza am urmărit lucrurile să văd de ce noi am avut acesta. A fost o organizație maghiară-americană care, nu, a fost altceva, a fost niște interesele și o vedere asupra lucrurile pe plan mare.